Pele, la cocoșat. Așa. Bucura. Bucura se vede. Peleaga cu colții. Da. Și păpușa. În planul cel mai din stânga. Neața. Neața. Suntem în cea de-a doua zi de retezat. Am plecat de la Cabana Pietrele. Astăzi mergem pe Valea Rea. Riun Galben până în Șaua Pelegii și încercăm să vedem, să urcăm pe urmă și pe păpușa și pe peleagă. Și vedem mai încolo ce și cum. Vedem ce putem să facem. Deocamdată mergem prin pădure. Vremea este mai mult decât bună, nu e niciun nor pe cer. Sperăm să avem parte de vreme bună toată ziua. Prognoza anunță pentru azi cea mai bună zi din toate cele trei de retezat. Să sperăm că așa va fi. Am ajuns la o bifurcație de trasee. Până acum am mers pe triunghi galben și bandă albastră. Banda albastră se duce spre lacul Bucura. 2 ore și jumătate, 3. Unghiul galben pe care o să-l urmăm noi merge la tăurile din Valea Rea. Aici pe placă scrie 2 ore și jumătate. Să vedem, la cabană erau 3 ore. Suntem tot prin pădure, urcăm de vreo oră. Urcușul este destul de accentuat aici, s-a mai îmblânzit. Dar de jos de la râu și până aici am urcat aproape pieptiș. Panta destul de înclinată. E 10:45, am făcut 1 oră și 25 de la Cabana Pietrele și am ajuns pe firul Văii Rele. Am trecut printr-o poieniță, acum practic ne-am întâlnit cu râul și o să urmăm cursul lui până la primul lac. E foarte frumos pe aici, foarte multă vegetație. Să încerc să vă arăt un pic. Îmi zici că ești la aproape 2000 de metri altitudine. Flori, vegetație abundentă. Probabil și din cauza, adică sigur și din cauza apei, a soarelui. O să ne continuăm drumul. Deocamdată prin pădure, dar probabil că o să ieșim destul de repede la Jnepeniș. După cum intuiam, am ieșit destul de repede din pădure. Am dat de Jnepeniș. Vegetația e la fel de abundentă. A, uite și afine! Afine! Ia să culegem și noi niște afine. De unde ziceam că am ajuns la lacuri, am fost dezamăgiți să constatăm că nu e niciun lac aici. Deci probabil... Pe jumate am plecat de 2 ore și 10. Da, probabil trebuie să coborâm și să mai trecem un prag. În schimb, în față, acolo se văd colții Pelegii și ceva norișori. Să sperăm că nu să ne plouă, oricum nu se autunete fulgere, adică și dacă plouă, o să fie o ploaie liniștită. Am trecut încă un prag glaciar. Noi venim de acolo, din vale, de jos. Nici aici nu sunt lacurile. Deci mai avem un pic de mers. Se lasă așteptate. Sunt bine ascunse printre pragurile astea glaciare. O să vedem când ajungem la primul lac. Oricum am făcut mai puțin de 3 ore, deci clar, nu cred că băteam timpul de pe placă. Am ajuns și la primul lac. O marmotă se aude destul de aproape, dar iarăși nu o vedem. Lacul Mutătorii. Mergem fix de 3 ore. Doar ce am urcat un pic,
Și am dat cu ochii de alt lac. Tăul cu pietriș. Ne-am mai ridicat un pic și am mai văzut un lac. Este cel de acolo. Nu știu cum se numește. În vale se vede lumina. Sper să se mai degajeze cerul. Aici este lacul pe lângă care am trecut, cu lacul cu pietriș, parcă se numea. Și noi ne îndreptăm spre Șaua Pelegii. Dar vizibilitatea este foarte redusă. A, uite și lacul Peleaga. Ne îndreptăm către vârful Păpușa. Ne așteaptă o urcare destul de abruptă. Trebuie să ajungem la 4 ore de la plecare? Da, mai acolo sus, vârf. Vezi că intră bețele în 4. În drum spre vârf am găsit și un punct de belvedere de unde se văd toate lacurile din Valea Rea. Se vede inclusiv lacul mare pe care nu-l vedeam din poteca și nici din șa. Ei, vârful Păpușa. Am așteptat să se ducă ceața, dar n-am avut noroc, așa că vizibilitatea de pe Păpușa este aproape de zero. Ne-am hotărât să coborâm. Să măcar ne încercăm... nu e ceață și vedem pe unde mergem. Da, să ne încercăm șansele pe Peleaga. Am coborât de pe Păpușa în 30 de minute. Suntem din nou în Șaua Pelegii și vrem să urcăm pe vârful Peleaga. E o potecuță, se vede pe acolo. Sunt și niște oameni. Aici sunt colții Pelegii. Acolo în nori, vârful Retezat, unde am fost ieri. Ați retezat de nori? Da, astăzi retezat de nori, vorba lui Silviu. Aici Valea Rea, pe unde am urcat. Și podișul Transilvaniei spre Hațeg. Da, departe. Hunedoara, poate acolo mai departe, sau Hațegul. Nu știu dacă se vede pe filmare prea bine. Și în spate Păpușa, care iarăși intră în nori. Aici am urcat noi până acolo. Cum să vedem, poate avem mai mult succes pe Peleaga. Am ajuns și sus. Aici se vede lacul Bucura. E un pic în ceață, se văd și corturi destul de multe. Pe malul lui. O să ocolim un pic să mergem pe vârf. Și am ajuns și pe Peleaga. 45, eu cred că am făcut 50. Eu am 42. Hai, m-am mișcat un pic mai greu. Ei. Și bate cumva. Ca să feream și aici.
situația. Au început să coborâm de pe vârful Peleaga. Mergem spre lacul Bucura pe care îl vedem în față. Sunt și corturi pe malul lacului, în spate lacul Ana, zici că e? Ana. A, și mai sus cred că sunt Viorica, Florica. Ăla cred că e Bucurel, ăla mic. Ăla mic, mare. A, și pe celelalte nu le vedem. Aproape am coborât de pe vârf. Se vede undeva acolo, sper să arăt bine vârful. Pe locuri poate că era destul de coborât, destul de abrupt. Da, se văd oameni pe creastă. Iar au venit norii. De unde mai devreme era soare, acum iar s-a înnorat. Noi ne îndreptăm spre Bucura, spre lac. De aici nu se mai vede, vedea mai de sus. Aproape am ajuns la Bucura. Mai avem foarte puțin de coborât până pe mal. La Bucura și ne îndreptăm spre curmătura Bucurii. Curmătura Bucurii, Bucurei. Aici este lacul Ana. Se vede un pic și din Bucura, e și puțin și soarele. Noi mergem în sus. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Vrei și tu să vezi lacul? Trecem și pe lângă lacul Bucurel, pe lângă o turmă de oi și ne continuăm urcarea spre curmătură. Am ajuns în curmătura Bucurei la 2206 metri. Cabana Pietrele, o oră și jumătate, două ore. Să vedem dacă ne ținem de timp. În sus e creasta. În jos se vede lacul Bucura. Lângă el mai mic lacul Bucurel. Încoace este spre vârful Păpușa, spre Rușor, pardon, și vârful Retezat, vârful Bucura, care e mai aproape. În partea cealaltă, spre Peleaga, de unde am venit noi, și Păpușa. Pe vreo 5 minute se tot aude o marmotă, dar nu am reușit să o vedem. Și nu pare foarte departe. Are undeva pe aici, dar nu văd. După ce am coborât de acolo, de unde se vede curmătura, unde aici, aici, am coborât toată valea, am luat-o așa pe aici și am ajuns la lacul Pietrele.
Lacul Pietrele. Da. E frumos. Este. Și un sfert și am ajuns la cabana Agențiana. 2 ore de la Pietrele. Am făcut 2 ore până aici din curmătura Bucurei. Aici cred că e memorialul lui Fuchs. Da. Da, și au pus și placă pentru Zoltorov. A, da? Uite. E 9:05, am ajuns la cabana Pietrele, a făcut 40 de minute de la Agențiana. A fost un traseu destul de lung astăzi. Am urcat pe vârfurile Păpușa și Peleaga, după care am coborât la Bucura, la lac. Am urcat pe urmă în curmătura Bucurei și pe urmă la vale, prin Valea Pietrele. Cam atât pentru azi. Mâine suntem tot înretezat, mai avem ceva trasee de făcut, după care coborâm în Cârnic.